Simona și Andrei erau în această seară în balansoar, în curtea fetelor și la un moment dat i-a spus Simona acestuia că nu are voie să vorbească în șoaptă, oricum nu îi spunea nimic important, dar e una dintre regulile acestei emisiuni pentru că probabil vor să fie siguri că se aude tot în lavaliere. Și atunci Andrei a spus că nu a zis în șoaptă și Simona îl tachinea și spunea, ba da, și te spun, să știi că te spun că ai vorbit așa. Iar după a zis tot Simona, hai, vorbește în șoaptă. Și a fost interesantă remarca lui Andrei, a zis, mă da, tu nu mai comenzi, dai... După cred că a încercat a încercat cumva să o dragă și a zis comenzi vocale, zici că ești un roboțel, și Simona a spus că nu ea este robotul pentru că robotul nu dă comenzi. Conversația nu a fost una care să o tragă pe Simona la răspundere dar nu cred că a fost pus nici așa la întâmplare. Mă gândesc că simte câteodată Andrei că îi se spune ce să facă, dar probabil este teamă să nu o piardă pe Simona și îi le spune așa cu perdea.